Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Delia Matache a simțit că este în pericol noaptea trecută, atunci când a ieșit la alergat, ce mesaj tranșant a transmis artista, după experiența neplăcută prin care a trecut, mai exact, atunci când jurata X-Factor ieșise la alergat, un bărbat necunoscut a abordat-o, apoi a întrebat-o dacă într-adevăr este ea, după care a urmărit-o. Artista a recunoscut că a tras o speritură serioasă după ce un fan a urmărit-o, pe o străduță întunecată, sub nicio formă dacă mă vezi noaptea plimbându-mă. Oricine ai fi, nu veni după mine. Oricine ai fi, că mă știi, că nu mă știi, nu mai contează nimic. E noapte, e întuneric. Nu veni după mine. Niciodată. Mai devreme un tip foarte dubioșel mi-a băgat o lanternă în ochi și m-a întrebat dacă sunt eu. Ești tu? Ce? Da, eu sunt, adică, de ce? Ce naiba? Chestiile astea, noaptea, te sperie. Nu faci așa ceva. Nu faci nimic, a explicat Delia, n-am să stau să nu mai ies să alerg la orice oră vreau pentru că nu ar trebui să fie periculos și... În general, nu e, dar, dacă vă trece vreodată prin cap să veniți și să, nu știu, să-mi puneți mâna pe un umăr sau să mă bateți pe umăr noaptea, în timp ce alerg, nu. Să nu faceți asta niciodată, nu, niciodată. Mă activez, țip, sunt la poliție și vă dau și două peste ochi. Niciodată să nu faceți așa ceva, a spus jurata. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.